Haideți să ne ridicăm în picioare și în atmosfera aceasta în care e prezent Dumnezeu, să ascultăm un cuvânt pe care Dumnezeu ne-l vorbește, un cuvânt pe care îl găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 2. Și în seara aceasta îmi doresc ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să atingă inimile noastre. Să fie un cuvânt în care să simțim că Dumnezeu a vorbit atunci și Dumnezeu vorbește și astăzi. Luca, capitolul 2, de la versetul 8, un cuvânt cu sărbătoarea care este în seara aceasta. Luca, capitolul 2, de la versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem ca să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spuseseră. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să văd atâția oameni adunați în locul acesta la acest mare eveniment care a avut loc și dați-mi voie să-l numesc cel mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată pe pământ. Și cred că nu greșesc dacă spun lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că nașterea lui Hristos este cel mai mare eveniment, nu pentru că Hristos s-a fi născut într-o familie regală, deși era rege. Știți de ce este cel mai mare eveniment? Pentru că s-a născut într-o familie simplă, într-o familie modestă, într-o familie de oameni care poate erau marginalizați, erau arătați cu degetul și în familia aceea a ales Hristos să se nască. Este cel mai măreț eveniment nu pentru că Iisus ar fi născut într-un palat, deși era creatorul lumii. Iisus a ales să se nască într-o iesle, pentru ca orice om să poată să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu. Este cel mai măreț eveniment, știți de ce? Pentru că evenimentul acesta împarte lumea în două. Uitați-vă dumneavoastră, de când s-a născut Hristos, oamenii au zis, de acolo istoria se împarte, înainte de Hristos și după Hristos. Și în seara aceasta, această sărbătoare, să știți, este un motiv de bucurie. Un motiv în care stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Și mă rog în seara aceasta, scurtele cuvinte pe care am să vi le aduc, să fie cuvinte care să ne pătrundă inima. Să știți că atunci când vorbește Dumnezeu, știți care e treaba noastră? Să ascultăm, să luăm aminte. Nu vă uitați la mine, poate că sunt tânăr, poate că vă gândiți ce ar putea să ne spună un tânăr nou care avem mulți ani, multă experiență. În seara aceasta aș vrea să vă spun ce ne spune Biblia și să stăm înaintea lui Dumnezeu în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu care ne poate schimba viața.
S-a făcut un sondaj în România despre sărbătoarea nașterii Domnului, pe care l-am citit cu câteva zile în urmă, și acest sondaj își propunea să vadă care sunt ocupațiile principale ale românilor la nașterea lui Iisus Hristos. Și au fost interogați undeva peste 4.000 de oameni. Și întrebările care le-au fost puse au fost legate de ce vor face ei la sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos. Și citind acest sondaj, mi-am dat seama că românii sunt foarte ocupați de sărbători. Peste 50% dintre oamenii care au răspuns la acest sondaj, știți ce au spus că vor face de sărbători? Care va fi principala lor ocupație? Mâncarea. Ce vor mânca de sărbători? De aceea noi românii avem 10 feluri de mâncare pe masă de sărbători. De la sarmale, la cozonac. Pentru că oamenii sunt ocupați cu ceea ce o să mănânce. Peste 20% din cei care au fost întrebați apoi au spus că principala lor ocupație, știți care va fi? Cumpărăturile și cadourile. Doamne, să cumpărăm cât de mult. Pentru că oamenilor le place această ocupație de sărbătoarea nașterii Domnului. Apoi, tot undeva 20% dintre cei care au fost întrebați au spus că principala lor ocupație de Crăciun va fi decorarea și renovarea casei. Parcă la noi, la români, nu-i Crăciun, măi, dacă nu ne schimbăm mobila în casă. Dacă nu ne punem perdele noi. Dacă nu schimbăm ceva în casă, așa, parcă nu-i Crăciun. Parcă nu-i sărbătoare. Și oamenii care au fost întrebați au spus peste 20%, noi ne vom ocupa în principal să ne renovăm casa, să ne schimbăm și să ne decorăm casa. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, tu ce ocupație ai de nașterea lui Iisus? Trăim într-o lume în care oamenii sunt foarte ocupați, dar sunt ocupați cu ceea ce nu trebuie. În seara aceasta am citit despre niște oameni foarte ocupați. Mai ocupați decât poate mulți dintre noi. Noi astăzi suntem la sărbătoare. Știți cum erau păstorii? Erau la muncă. Erau schimbul 3. Erau de noapte. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre acești păstori că a venit un înger la ei ca să le aducă mesajul nașterii lui Iisus Hristos. Și la fel ca și ei atunci și noi astăzi trăim într-o societate în care oamenii sunt foarte ocupați. Dar știți care e problema? Nu mai suntem preocupați de ceea ce e important. Stau în seara aceasta înaintea dumneavoastră ca să vă aduc un gând și un mesaj care este o realitate tristă, dar este printre noi. Și anume că nașterea lui Iisus Hristos este o sărbătoare în care mulți oameni sunt prea ocupați ca să mai fie preocupați. Aș vrea în seara aceasta să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva lucruri care ar trebui să fie o preocupare pentru noi la nașterea lui Iisus Hristos. Dacă ne uităm în jurul nostru, oamenii sunt ocupați, așa cum am spus, cu ce o să mănânce, cum o să-și decoreze casele, ce haine o să-și cumpere. Dar știți care e problema noastră? Nu ne mai preocupă adevărata esență a sărbătorii. În perioada în care Domnul Iisus Hristos s-a născut, am căutat să văd care era populația Ierusalimului și populația evreilor în vremea aceea. Și o dată aproximativă pe care am găsit-o e că în vremea aceea în Palestina și evreii aveau o populație undeva între 4 și 5 milioane de locuitori. Și știți câți oameni au mers la iesle ca să-L vadă pe Hristos? Doar câțiva. Nu știu câți păstori erau acolo, dar spune că erau păstorii unei singure turme. Pot să înțeleg că nu erau prea mulți. Poate erau maxim 5 păstori. Din 4 milioane de oameni,
Doar 5 oameni au mers la Hristos, la Iesle. Pentru că lumea e foarte ocupată, oamenii sunt foarte ocupați și nu mai suntem preocupați de sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos. Care ar trebui să fie preocupările noastre în această sărbătoare? În primul rând, prima preocupare ar trebui să fie preocuparea pentru veștile bune. Știți ce le-a spus îngerul păstorilor? Vă aduc o veste bună. Pentru că sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie un motiv în care să fim preocupați de veștile bune. Să știți, această sărbătoare nu e o sărbătoare, în primul rând, a îmbuibării și după Crăciun să mergi la spital. Nu e o sărbătoare în care să-ți decorezi casa, să ai peste tot numai luminițe. Nu e despre asta. Nu este o sărbătoare, nu, și noi românii mai desfaci câte o portocală și zici că miroase a Crăciun. Să știți că nu e o sărbătoare cu miros de portocală, ci o sărbătoare a veștilor bune, în care Dumnezeu ne aduce vești bune. Și prima preocupare a noastră la nașterea lui Hristos ar trebui să fie preocuparea pentru veștile bune. Trăim într-o vreme, într-o lume a veștilor rele. Și păstorii erau într-o lume asemănătoare cu a noastră. Și vine îngerul la el și la ei și le spune: vă aduc o veste bună. Termenul pentru veste bună aici este termenul grecesc evangelion, de unde avem și cuvântul evanghelie. Să știți că evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi. Te întreb, mai ești preocupat de această veste bună? Sărbătoarea lui Iisus Hristos și sărbătoarea nașterii lui Iisus ar trebui să ne facă să fim preocupați de veștile bune a lui Dumnezeu. Poate că în seara aceasta, în viața ta, sunt multe vești rele. Poate mulți dintre noi avem vestea rea că suntem suspecți de o boală. Dăm voie să spun în seara aceasta că Dumnezeu are vestea bună, că El este medicul suprem. Poate în seara aceasta ai vestea rea că vei rămâne fără locul tău de muncă. Dumnezeu însă are vestea bună, că El poartă de grijă. Amin. Poate în seara aceasta ai vestea rea că familia ta se clatină. Nu te înțelegi cu soțul, cu soția. Dar Dumnezeu are vestea bună, că poate lăsa pace. Poate în seara aceasta avem vestea rea, și am citit nu de mult acest lucru, o nouă boală care s-a răspândit printre oameni, asemănătoare COVID-ului. Aceeași istorie, același mod în care din China o nouă boală a apărut și este și printre noi, prin țările europene. Și știți ce zic cei mai mulți la știri și la televizor? Va fi o nouă pandemie. Și mulți dintre noi avem vestea rea că vor veni vremuri grele și nu vin vremuri bune. Dar știți ce este frumos? Că Dumnezeu are vestea bună, că viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea în seara aceasta aș vrea să fii preocupat de veștile bune a lui Dumnezeu. De această sărbătoare a nașterii lui Hristos, fii preocupat de veștile bune. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care aduce vești bune. Apoi, în al doilea rând, acești păstori, a doua preocupare pe care au avut-o, au devenit preocupați de Mântuitorul lumii. Când îngerul le aduce mesajul, le spune: nu vă temeți, pentru că vi s-a născut un Mântuitor. Păi oare, Doamne, lumea avea nevoie de un Mântuitor? Oare n-avea lumea nevoie de un conducător politic? Oare n-avea lumea nevoie de un om care să conducă un guvern și să mărească salariile, să mărească pensiile? Că asta ne dorim noi. Nu, lumea are nevoie de un Mântuitor. Și acesta este Hristos Domnul. Vă aduc o veste bună, pentru că vi s-a născut un Mântuitor. M-am gândit în seara aceasta cum să vi-l prezint pe Hristos ca Mântuitor și Dumnezeu mi-a călăuzit
gândurile înspre versurile unei poezii în care poetul pune o întrebare și aș vrea să recit această poezie în care să-L prezint pe Hristos ca Mântuitorul Lumii. Și întreabă poetul prin această poezie următorul lucru despre Hristos. Cine ești? Cine ești, se întrebară ucenici și farisei. Cine ești, se întreabă astăzi gnosticii și cu atei. Un evreu născut în staul acum 2000 de ani, o legendă sau poveste născocită de sărmani. Un răzbunător istoric ce-și formează un partid, un dușman de moarte al Romei sau un fiu al lui David. O legendă sau poveste inventată de preoți, super-om al celor vremuri, mai puternic decât toți. Cine ești de dai vedere orbului de lângă drum? Cine ești de chiar și moartea cu alei solții se supun? Cine ești? Cu ce putere poruncești, ridică-ți patul? Cum vorbești? În al cui nume tu ne poți ierta păcatul? Cine ești de calci pe ape ca pe cel mai drept uscat? Cine ești de chiar și marea la porunca ta a stat? Cine ești de vin la tine mii și mii și milioane și scântă tot pământul pe uscat, cât și pe mare? Cine ești? Te dai viață celor vii și celor morți. Cine ești de povara lumii și păcatul ei îl porți? Toate acestea sunt legende, va răspunde astăzi știința. Povestiri de peste viacuri, doar n-a existat ființa. O, tu nu poți fi legendă și nici idol și nici zeu. Tu ești chiar, cum a zis Petru, unic fiu de Dumnezeu. Poate oare o legendă dealul Golgotei să-l suie? Tot păcatul omenirii țintuit în patru cuie? Oare poate o legendă ca să adune în jurul ei oameni ce au fost arși pe ruguri, puși în lanțuri, dați la lei? Nu înțeleg cum ea prin viacuri nu s-a dezunificat, cum anume prin milenii a rămas un unicat. Eu cred, am dovezi o mie, că e viu cu adevărat, căci din groapa necredinței doar Hristos m-a ridicat. Peste haina mea murdară a turnat sângele său, dintr-un păcătos nemernic, făcând fiu de Dumnezeu. Nu-i sub soare vreo legendă, vreo religie sau lege, nu-s materii sau științe ce păcatul poate șterge. Unul singur este în stare a-l ierta pe păcătos, singur jos și sus în ceruri, Fiul Tatălui Hristos. Acesta este Hristos, Mântuitorul Lumii, Cel care poate să-ți ierte păcatul, Cel care poate să te elibereze de fumat, de băutură, Cel care poate să schimbe viața. Hristos este Mântuitorul Lumii și sărbătoarea aceasta este despre El. Trebuie să fim preocupați de Mântuitorul Lumii, pentru că avem nevoie cu toții de mântuire. Și apoi, în ultimul rând, oamenii aceștia au devenit preocupați și sărbătoarea nașterii Domnului mai este o preocupare, și anume preocuparea de a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. Așa cum am spus, trebuie să fim preocupați de veștile bune, să fim preocupați de Mântuitorul Lumii și apoi, în ultimul rând, să fim preocupați ca să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Știți care a fost mesajul primelor colinde? Slavă lui Dumnezeu în cer și pace, unde? Între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Vă întreb eu în seara aceasta, mai este oare cineva preocupat în secolul acesta să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu? Te mai preocupă lucrul ăsta ca zi de zi viața ta să fie plăcută lui Dumnezeu? Când ai ocazia să trăiești în plăceri, în păcat, în pofte?
Mă uit la oamenii aceștia, la păstorii cărora li s-a adus mesajul nașterii lui Hristos. Și oamenii ăștia au devenit preocupați să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu. Te întreb eu, de aceste sărbători, tu ai vrea să fii preocupat să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, în primul rând, să crezi ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Știți cum au fost păstorii după ce au plecat îngerii, după ce s-au terminat colindele? Poate și tu în seara aceasta, după ce se va termina programul, vei pleca acasă cu ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Și știi ce înseamnă să trăiești plăcut lui Dumnezeu? Să crezi că Dumnezeu ți-a vorbit și că Dumnezeu își cere să te întorci la El. Păstorii aceștia, că după ce au plecat îngerii, spune că au spus: haidem să vedem ce ni s-a spus. Haidem să mergem la Betleem. Haidem să împlinim ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu. Pentru că a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu înseamnă să crezi ceea ce îți vorbește Dumnezeu. În momentul în care Domnul Iisus Hristos era la botez, din cer se aude un glas în care Dumnezeu, știți ce spune? Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Știți când a spus Dumnezeu lucrul ăsta? Când Iisus a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Tu poți trăi o viață plăcută lui Dumnezeu dacă vei crede ce îți vorbește Dumnezeu în seara aceasta. Apoi vei putea trăi o viață plăcută lui Dumnezeu atunci când perseverezi în viața de credință. Păstorii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, știți cum s-au dus? S-au dus în grabă. Atâția oameni dau înapoi, atâția oameni amână chemarea lui Dumnezeu și spun: mă voi pocăi când voi fi mai bătrân. Mă voi întoarce la Dumnezeu când voi avea timp. Și oamenii aceștia, ne uităm la ei și s-au dus în grabă la iesle. Să știți că Dumnezeu așteaptă să fim oameni care să ne întoarcem în grabă la El. Nu să amânăm. Nu să spunem că mai avem timp. Pentru că oamenii care trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu sunt oamenii care perseverează. Sunt oamenii care nu dau înapoi. În seara aceasta Dumnezeu îți vorbește și te cheamă să te întorci la El. Cum îi răspunzi? Ce faci cu chemarea lui Dumnezeu? Sunt atâția oameni care nu mai apucă ziua de mâine. Sunt atâția oameni care nu au certitudinea viitorului, chiar dacă au bani, chiar dacă au o mașină scumpă, chiar dacă au o casă cu 3 etaje. Sunt atâția oameni cuprinși de frică, de îndoială, de depresie, pentru că nu l-au pe Hristos. Dar în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să-i spunem da lui Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim perseverenți în viața de credință. Undeva în America, cu ceva timp în urmă, a avut loc un accident de mașină și în acest accident de mașină au fost implicați câțiva tineri. Și în momentul în care tinerii au plecat de acasă, spune această întâmplare că cel care conducea mașina era copilul unei familii de credincioși. Și înainte să plece cu prietenii lui, mama lui stăruia de el și spunea: stai, nu pleca, nu pleca, stai acasă. Și copilul ăsta n-a ascultat. Și văzând mama lui că îi pornit să plece, îi pornit să nu asculte, îi spune un singur lucru, îi spune: dacă tot pleci de acasă, ia-L și pe Iisus cu tine. Și răspunsul acestui tânăr și acelor tineri a fost: n-avem loc pentru Iisus, dacă vrea, îmi port bagaj. Și au plecat. Și undeva într-o curbă, într-o prăpastie, mașina s-a făcut zdrențe. Dar știți care a fost partea din mașină care a rămas intactă? Portbagajul. Și acest lucru mi-a dat de înțeles că Dumnezeu, cu Dumnezeu nu ne jucăm. În seara aceasta Dumnezeu îți vorbește și te cheamă și îți întinde mâna. Într-o seară de sărbătoare, într-o seară în care colindele sună bine, într-o seară în care
suntem sănătoși, într-o seară în care suntem îmbrăcați frumos. De ce ai vrea să te cheme Dumnezeu pe patul de spital? De ce ai vrea să te cheme Dumnezeu și să vorbească Dumnezeu când să fii în aparate? Când medicii se vor întreba oare mai trăiește sau nu mai trăiește? Atunci ai vrea să te cheme Dumnezeu? Atunci ai vrea să fii preocupat să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu? În seara aceasta este harul lui Dumnezeu. Este momentul în care Dumnezeu îmi vorbește în primul rând mie ce îți vorbește ție. Care sunt preocupările tale? Știu că vrei să fii ocupat de sărbătorile acestea. Știu că vei fi un om ocupat cu ceea ce vei mânca, cu ceea ce te vei îmbrăca. Știu că vei fi un om ocupat să-ți decorezi casa, să-ți vizitezi neamurile. Dar dă-mi voie să spun în seara aceasta, pe lângă faptul că vei fi ocupat, devină un om preocupat. Devină preocupat de veștile bune ale lui Dumnezeu. Încă Dumnezeu are vești bune pentru tine și pentru mine. Încă vestea bună a lui Dumnezeu, Evanghelia, răsună și te cheamă Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu să te întorci din viața ta, din păcatul tău, din lucrurile în care trăiești, pentru că lucrurile acelea te duc înspre iad. Dar Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor să ne ducă spre cer. În seara aceasta, o seară specială, o seară de colinde, o seară de binecuvântare a lui Dumnezeu, tendem să fii preocupat de veștile bune ale lui Dumnezeu. Tendem să fii preocupat de Mântuitorii lumii, care este Hristos Domnul. A venit din cer ca să ne mântuiască. A lăsat cerul, a lăsat slava cerească pentru mine un păcătos și pentru tine un păcătos. Atât de mult ne-a iubit. Atât de mult a văzut valoare în tine și a spus, pentru El mă nasc, trăiesc, mor și voi învia. Pentru că El este Mântuitorul lumii. Fii preocupat de aceste sărbători, de El, de Hristos, de Mântuitorul tău. Și apoi fii preocupat să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara aceasta și aș vrea să intrăm într-o rugăciune, să stăm înaintea acestui Dumnezeu care ne-a vorbit. Înaintea acestui Dumnezeu care are pentru noi vești bune. Înaintea acestui Dumnezeu care a venit ca Mântuitor și încă este Mântuitor. Dar va veni altă dată pe norii cerului, nu ca Mântuitor, ci ca Judecător. Și cei care nu L-au acceptat, cei care într-o seară ca aceasta i-au spus, Doamne, n-am nevoie de Tine. Oamenii aceia își vor da seama că în ziua judecății va fi prea târziu. Că în ziua judecății Hristos nu va mai fi Mântuitor, ci va fi Judecător. Dar în seara aceasta Dumnezeu L-a trimis pe Iisus Hristos într-o iesle, ca tu și eu. Să avem parte de mântuire, să avem parte de salvare, să avem parte de o viață trăită cu Dumnezeu și o viață de binecuvântare. Uitați-vă la oamenii ăștia din lumea asta, n-au nicio speranță, n-au niciun viitor, deși au bani, deși au multe lucruri. Sunt oameni triști, sunt oameni apăsați de poveri, de griji, de păcate. Dar uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, oamenii în inima cărora s-a născut Hristos sunt oamenii care trăiesc o viață în binecuvântarea lui Dumnezeu. Tendem să intri în această rugăciune și să spui, Doamne, vreau să fiu preocupat de Tine în vremea aceasta. Preocupat de Mântuitorul lumii, de Cel care îmi salvează viața, de Cel care a venit, s-a născut, a trăit și a murit și apoi a înviat a treia zi. Ca să ne răscumpere, să ne dea bucurie, să ne dea pace, să ne dea binecuvântare. Acesta este Hristos. Acesta este Mântuitorul lumii. Acesta este Cel care s-a născut în Betleem. Și acesta este Cel care vrea să-ți mântuiască sufletul. Haideți să intrăm în această rugăciune
Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim pentru vremea aceasta de har. Îți mulțumim, Doamne, că e o seară atât de frumoasă, o seară atât de binecuvântată în care răsună atât de frumos cântările și laudele spre slava lui Dumnezeu. Și ai vrea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi inima mea, Tu știi durerea mea, Tu știi lucrurile cu care mă confrunt. Iisus Hristos are putere să-ți dea pace, să-ți dea bucurie, să-ți dea eliberare în seara aceasta. Și sărbătoarea aceasta să nu mai fie o sărbătoare în care să nu-ți vezi capul de cât de ocupat să fii, ci să fii preocupat de El, de Mântuitorul Lumii, de Iisus Hristos. Haideți să intrăm în această rugăciune și să ne rugăm. Amin.